creativitatea și tot ceea ce înseamnă informația aceasta care duce practic la creativitate îți poate schimba radical modul în care privești ceea ce faci și modul în care îți trăiești viața. Sunt Sorin Stratulat, hairstylist și co-owner Beauty District. Meseria mea aș spune că este esențială. Tehnicul poate să meargă până la un anumit punct. Și produsele și tehnica întunsoare sau în coafură au cumva niște limitări. Putem face doar atât. În schimb, partea de creativitate îți dă practic o imensitate de variante pe care le poți aplica. Fără creativitate, cred că te blochezi în rutină, cred că rămâi în același punct, îți oprești evoluția și în timp mi se pare în meseria în care lucrez eu că este o moarte sigură. Cred că fiind în generația asta 30, toți avem experiențe de genul acesta în spate. Cumva izvorâte dintr-o frică, într-o lume plină de schimbări, oamenii încearcă să aleagă chestiile cât mai sigure. Iar eu mă regăsesc cumva în această zonă și fiind o fire extrem de creativă, părinții mei nu au înțeles exact ceea ce doresc și au încercat să mă orienteze către chestii extrem de pragmatice și de practice care să ne asigure așa o viață liniștită și extrem de sigură. Cu timpul, în schimb, s-au convins că se poate și altfel. Cred că ar trebui să țină cont de semne, în primul rând. Dacă mă refer la experiența mea personală, este clar că eu cred în acest moment, ca și adult, că aș fi avut o capacitate mult mai mare de a aduna informație dacă eram sprijinit în familie de către părinții mei pentru a face acest lucru. Așa că dacă intuiești că copilul tău are ceva creativ în el, stimulează-l, pentru că indiferent ce vă face mai încolo, oricum o să-l ajute. Adică cred că poți să fii o persoană extrem de creativă și la un ghișeu. Susține creativitatea tinerilor, intră pe manifest pentru creativitate.ro.